Mihai Bendeac a devenit părinte spiritual. Alături de mama sa, juratul de la iUmor a botezat copilul unui participant la emisiunea difuzată de Antena 1. Acum băiețelul îi poartă numele, iar părinții speră că îi va moșteni și simțul umorului. Copilul are umor. Se putea să spună Dumnezeu, Mihai Gabriel Dorian, în numele Tatălui Amin și al Fiului Amin și al Sfântului Duh Amin. Bravo! Este un mix de sentimente. Dacă m-ar fi întrebat cineva acum câteva luni de zile, acum un an, dacă aș face asta vreodată, aș fi spus nu. Probabil că nu o să mai... Adică nu știu dacă se mai întâmple vreodată, dar... Dacă stau să mă gândesc, chiar mă bucur că am făcut. Sunt recunoscătorul lui, pentru că aminte nu simțeam bucuria pe care o simt în mod inexplicabil acum. Bine, și că ai făcut-o cu mama. Mie mi s-a părut tare asta. Că ai botezat cu mama. Singur mi-ar fi fost frică. Mihai Bendeac a fost impresionat de povestea de dragoste dintre Gabriel și Ilona încă de când i-a cunoscut pe cei doi. Pe numele său de scenă, Romanticul X, Gabriel Chioseaua este concurentul care și-a cerut iubita în căsătorie chiar pe scena iUmor. Simt că se va întâmpla ceva romantic pe scenă, Doamne! Epic, frate! Trăim niște vremuri cumplite. Am mustit platoul de dragoste astăzi. Da. Momente de emoție, lacrimi. Vrei să fii soția mea? Cei doi îndrăgostiți și-au scris povestea prin poezie. I-am scris că îmi place foarte mult poezia lui. Mi-a plăcut o anumită poezie. Dă-mi o secundă petrecută cu tine. Poezia sună așa. Dă-mi o secundă petrecută cu tine, pe a ta găleznă să-mi gând o slovă de foc. Jur, asta este o, și sunt, nu sunt deloc ironic. Asta este o chestie care pe mine m-a tușat, mi-a plăcut foarte mult. Băi, chiar am văzut acolo un sentiment curat. Am văzut o lume mai bună. Iar pentru că își doreau foarte tare ca în luna de miere să meargă pe Valea Prahovei, doar că situația financiară nu le permitea, Mihai Bendeac s-a ocupat de acest lucru. Eu personal vreau să-ți ofer, să vă ofer o săptămână la Azuga. Da. Îi mulțumim lui Mihai Bendeac pentru această vacanță minunată. Și cum între timp Gabriel și soția sa Ilona au devenit și părinți, Mihai Bendeac a acceptat cu bucurie să le boteze fiul pe micuțul Mihai Gabriel, care îi și poartă numele.